Un nou training a avut loc în weekend pentru mai mulți cetățeni de etnie romă din județ, sfătuiți cum să se comporte dacă se vor implica în procesul electoral. Ei au învățat în cadrul seminariilor principalele caracteristici ale votării, dar și posibilele nereguli care se pot comite la urne. Toate acestea într-un proiect inițiat de Asociația Vox Civica și Asociația Pro Democrația Buzău. În cadrul proiectului Împuternicirea votanților de etnie romă din județul Buzău, mai mulți cetățeni de etnie romă din județ, dar și reprezentanți ai Asociației Vox Civica și Pro Democrația Buzău, au participat la Măgura la un training de instruire pentru a putea fi observator în cadrul alegerilor europarlamentare și prezidențiale. Tot ce am discutat s-a axat pe evitarea abaterilor de la norme. Cum se poate face pentru a nu exista suspiciuni, neconcordanțe, fraude și sperăm că o să putem să ajutăm, în primul rând în a vorbi populațiilor mai puțin implicate de obicei în procesul electoral din motive diverse. Ne-am adresat în special colectivităților rome, care până acum au avut un număr redus de voturi libere exprimate. Scopul nostru este de a evita anumite fraude, de a observa, nu a evita, de a observa orice fraudă, orice abatere de la corectitudine și vrem să ajutăm în acest mod derularea corectă a procesului de vot. Ce am făcut aici? Deci o instruire în acest scop. Deci suntem atenți la buletinele de vot, cabinele de vot, ștampilarea cu, deci fiecare buletin de vot trebuie să aibă aplicată ștampila de control pe fiecare. Să vedem de ca este aplicată. La numărarea corectă a voturilor. Deci noi nu ne implicăm. Deci noi observăm. Lectorii de la Asociația Pro Democrația Buzău le-au explicat reprezentanților comunităților de rom care sunt posibilele cazuri de fraudă la alegeri. Sunt foarte atenți la ceea ce le-am spus, adică ce trebuie să facă un observator înainte de momentul votului, ce trebuie să facă un observator în timpul procesului de vot și care sunt atribuțiile observatorilor după ce se încheie procesul de votare. Mă refer aici la momentul în care se numără voturile și ulterior evaluările care se fac. Toți participanții și-au însușit cunoștințele în mod temeinic. Sperăm noi ca pe 25 mai să avem un proces electoral cu cât mai puține abateri, iar observatorii noștri să-și facă treaba foarte bine. Beneficiarii proiectului au fost foarte receptivi, manifestând un interes deosebit în cadrul seminariilor la care au participat. Le-am explicat în principiu în cadrul acestui training principalele caracteristici ale procesului electoral și eventuale nereguli și infracțiuni care se pot comite în timpul alegerilor, modalitățile în care vor trebui să ne contacteze pe noi și în vederea identificării soluțiilor pentru neregulile care este posibil să apară la secțiile de votare. Oamenii au fost foarte receptivi, au pus foarte multe întrebări. Avem și tineri care votează pentru prima dată, iar acești tineri vor fi cooptați în echipe de câte doi cu unul dintre observatorii noștri cu mai multă experiență pentru a învăța despre tehnicile electorale. Au fost foarte interesați de neregulile care pot apărea în timpul procesului electoral, cei mai mulți dintre ei tineri, pentru că sunt nefamiliarizați încă cu această procedură de vot și le-am explicat prevederile legislative în ce privește identificarea neregulilor și modalitățile de a le contracara.
Prin proiectul Împuternicirea votanților de etnie romă din județul Buzău, reprezentanții celor două asociații au urmărit determinarea cetățenilor de etnie romă participe la vot și, de asemenea, descurajarea vânzării sau cumpărării voturilor în aceste comunități. În județ sunt 32.000 de cetățeni de etnie romă cu drept de vot.